Pentru mine Roșia Montană și faptul că mă lupt pentru ea este vine din faptul că Roșia Montană este ca și Voronețul, adică un loc cu care România contribuie la marea cultură a lumii. Motivația suplimentară și motivul pentru care e obligatoriu să ieșim din casă este pentru că în momentul de față se agresează, se violentează statul de drept și chiar suveranitatea națională prin faptul că avem un proiect de lege care spune că un privat are dreptul să nu respecte nicio lege din România. Este un lucru extrem de grav, poate cel mai grav care se întâmplă după Revoluție și trebuie să ieșim în stradă împotriva lui. Ce s-a întâmplat prin contribuția câteva mii de voluntari până acum este că un subiect tabu a ajuns în atenția opiniei publice, mare parte din ea cumpărată până acum. Subiectul a ajuns la CNN, s-a întâmplat că aceste câteva mii de oameni au făcut ca puterea să se teamă. Gândiți-vă ce se va întâmpla dacă mâine vom fi 10.000 de oameni în piața universității și în fața guvernului. Cu siguranță vom schimba felul în care guvernul se raportează la noi. Roșia Montană și mai ales oamenii simpli care de 15 ani se luptă ca să-și apere pământurile au devenit un simbol a ce este societate civilă în România. Tocmai de aceea trebuie să ieșim azi 10.000 și de ce nu 100.000 în stradă ca să schimbăm soarta acestui proiect și a felului în care va evolua România de acum încolo.